Bine ați venit pe canalul nostru! Eu sunt Emanuela, mămica a trei copilași, care fac parte din familia celor 5 grădinari. În cele ce urmează vreau să vă prezint câteva produse cumpărate de pe site-ul online PatPat. Acest site mi-a fost propus de către o prietenă și am fost tare curioasă să încerc și eu aceste produse, în special hăinuțe pentru copilași. În cele ce urmează vi le arăt și împreună vom descoperi dacă aceste hăinuțe se merită a fi cumpărate sau nu. Am făcut comandă online de două ori la ei, prima dată cu foarte puține produse și a doua oară un picuț mai multe. Mi-au venit produsele într-o pungă de genul acesta, aici scrie logo-ul lor, și această comandă mi-a fost adusă acasă cam într-o săptămână jumate, lucru neașteptat de bine și de rapid. Fiecare produs pe care ei ți-l livrează, îl pun în punguțe de genul acesta cu zip pe care le putem refolosi. Eu am scos produsele din el pentru a evita pierderea de timp și în funcție de mărime primești punguțe mai mari sau punguțe mai mici pe care mai apoi bănuiesc că fiecare le poate refolosi, le poate folosi cum îi place mai mult. O să le dăm la o parte și acum haideți să vă arăt exact ceea ce am cumpărat. Am cumpărat pentru Frederic, băiețelul nostru de 6 luni, câteva hăinuțe. Prima dintre ele este această hăinuță, foarte drăguță, dar o nemulțumire din partea mea la această hăinuță este că toată are material sintetic, deci nu este nimic de bumbac în ea. Este frumoasă, n-am ce să zic, colorată, desenată frumos, aici și materialul ăsta este așa lucios și un plastic lipit, nu știu cum se comportă asta la spălat, dar îl vom încerca, îl vom da, dar nu sunt foarte mare adeptă a hainelor făcute din plastic. Deci pentru asta avem un punct în minus. Apoi am cumpărat această hăinuță, care are o calitate foarte bună și e toată din bumbac. Îi arată mult mai bine ca și material decât hăinuța precedentă. Așa. Și ce îmi place la ea sunt capsele, care sunt aici jos între piciorușe, ca să poți să schimbi bebelușul. Și are și capse aici sus, sunt din plastic și sunt foarte puternice, foarte rezistente, adică nu se desfac ușor, nu te trezești că rămâne copilul dezbrăcat pentru că capsele au cedat. Ok. Mai apoi, am mai luat un fel de pijamăluță foarte drăguță, 100% din bumbac. Uitați ce frumoasă e, cu vulcan, cu dinozauri și partea cea mai haioasă e că aici, într-o parte, ei au făcut așa și o creastă așa de dinozauri, foarte, foarte drăguț, tot așa cu capse jos aici, între picioare, la gât. Capsele tot din plastic sunt, dar materialul și culoarea și desenul extraordinar de frumoase. Ce să zic? Sunt foarte mulțumită și de asta. Apoi am cumpărat niște șosețele pe care le-am mai luat și în tura precedentă. Am mai făcut o comandă, cum am spus, și mai înainte. Și aceste șosețele mi-au plăcut foarte, foarte mult pentru că ele au aici o formă de pinguin și cel mai drăguț la ele este faptul că s-au gândit să poată fi folosite pe picioruse de bebeluș. Pentru că este indicat la bebeluș să nu folosim șosete cu marginea aceea care strânge și lasă urme. Și pe talpă au acest plastic antiaderent, în caz că picioruțele lor încep deja să meargă, să nu alunece. Foarte, foarte, foarte faine sunt. Apoi au fost aceste șosețele micuțe cu niște ursuleți pe spate. Astea sunt un fel de cipicei, tot așa cu un desen făcut aici, un animăluț. Foarte drăguțe și astea.
am mai luat pentru Frederic o șapcă, care mi s-a părut foarte drăguță. Este un material tot așa din bumbac, nimic sintetic decât aici la arici. Și ce îmi place la ea este partea asta din față, care se poate așeza așa sau ridica, și aici se vede acest desen frumos, urechiuțele, ce e foarte, foarte frumoasă, având în vedere prețul pe care ei îl practică pentru acest produs. Mai apoi, am luat babețică pentru Frederic. Babețică din un material cauciucat, care se poate strânge și își revine la forma ei inițială. O să vedeți, este foarte drăguță. Aici se ajustează tare frumos la gâtul copilașului. Nu este nimica care să-i facă rău, nimica ascuțit, nimica prea dur, prea tare. Se așează foarte frumos la gâtul copilașului. Și ce îmi place, care și partea asta de buzunărel aici în față, în caz că mănâncă, voi știți, mămicile care aveți copilași mici, se așează aici mâncărica, se mai adună și nu se mai murdăresc așa de rău. Este o babețică extraordinar de faină, având în vedere prețul pe care l-a avut. Nici nu m-am așteptat la un preț așa de mic să am așa o calitate bună. Mai apoi am cumpărat și o babețică dintre asta mai mare, un fel de... Când merg copiii la grădiniță, se folosesc în general asta, dar eu am de gând să o folosesc acum când Frederic începe să mănânce cu mânuțele lui și să evităm murdărirea lui. Mai apoi, am luat pentru Teodor niște șosețele, un pachet de 5 șosețele pe diverse culori, așa, cu un animăluț aici, lateral, foarte ok, sunt din bumbac, măsura este perfectă, mi-au trimis-o corect. Ce să zic, sunt mulțumită și de aceste șosețele, având în vedere și prețul. Mai apoi, am luat pentru Teodor o pereche de încălțări care au o luminiță aici în lateral, stai să vedem dacă mai merge. Din câte observ eu, ele sunt foarte făcute așa slab calitativ, dar așa pentru joacă și pentru distracția lui sunt super ok. Numai că trebuie să stăm atenți, pentru că aici înăuntru Teodor deja a desfăcut și aici are niște fire și niște găurele. Trebuie stat atenți și urmăriți copiii, nu prea sunt prea bine proiectate încălțările astea. Dar sunt drăguțe și văd că după un anumit timp nu prea mai funcționează nici luminița aici lateral. Mai apoi am cumpărat un training pentru Teodor, un băiețel de aproape 4 ani. Are această bluziță albă tare frumoasă, cu scris aici. La umăr aici are un pic de material care este și în pantalon. Această culoare tipică de soldățel, de costum de soldățel. Este de bumbac, se prinde foarte bine la atingere, îmi place foarte mult și de cusut, este foarte bine cusută, nu am găsit și nu văd nimica la ea care să fie neregulă. Aici pot să spun că este o bluziță de training foarte, foarte drăguță, iar în completare cu acea bluziță sunt și acești pantalonași care au un elastic aici și aici jos la picioruț, la gleznă. Pantalonul este de bumbac, numai că are un pic de ceva cauciucat așa. Sunt un pic elastici. Eu zic că pentru joacă sunt extraordinar de fain, iar prețul este imbatibil. Mai apoi, tot pentru Teodor am cumpărat o pereche de papucei pentru la vară. Foarte drăguț, au un material foarte bun, nu sunt deloc tari, sunt foarte ușori și moi și în ca particularitate au aceste desene lipite aici pe partea din fața papucului. Sunt foarte drăguți, foarte drăguți și prețul, nu mai zic. Apoi, am cumpărat pentru Ecaterina niște elastice de păr, iar acolo în descriere
spuneau că sunt 100 de bucăți înăuntru, numai că aici sunt numai 20. Poate am greșit eu, nu știu. Sunt foarte drăguțe, bucuțe. Din comanda precedentă am cumpărat această hăinuță pentru Frederic, 6-9 luni. Deja este spălată de vreo 5 ori. S-a comportat foarte bine ca material, este un pic elastică, are aici un măgăruș, urechi, capse sus, capse aici la gâtul și nu și-a pierdut culoarea, deci pot să spun că au o calitate extraordinar de bună. Sunt foarte mulțumită de aceste hăinuțe. Apoi i-am mai luat la Frederic încă una cu glugă, scrie Mini Boss. Foarte drăguță, la fel am spălat-o de mai multe ori și nu s-au combinat culorile, nu s-au pierdut din tonalitatea culorilor. Capsele, la fel, sunt extraordinar de bine și de bune și de rezistente. Pot să spun că este o calitate foarte bună, având în vedere prețul pe care l-am dat pe ele. Un alt lucru pe care l-am mai luat lui Frederic în prima comandă a fost această vestă, care are față dublă, capse la fel de plastic. Este deosebit de frumoasă și de bine lucrată. Nu am ce să comentez la adresa ei. Este foarte, foarte faină și ok. Alt lucru pe care l-am mai comandat a fost această chestie micuță. Am luat-o cu 80 de cenți. Are doi ochișori. Este un suport de pus la oglindă pentru pasta de dinți și periuță a copiilor. Iar cu aceasta, am luat-o cu tot cu 80 de cenți, este o căniță cu capac, aici am pui apă, are un ursuleț aici în față, așa, și scurgi pe capul copilului și eviți să-i dai cu apa în ochi, când te torni cu ea. Este drăguță, foarte drăguță, pe noi ne ajută destul de mult la timpul de băiță. Apoi, pentru Frederic, am mai luat aceste babețici, au fost 5 la număr, una dintre ele deja am folosit-o și nu mai arăt. Sunt din bumbac 100%, sunt cusute extraordinar de bine, au două măsuri de reglare aici la spate, capse tot de plastic, extraordinar de fain se comportă și la spălat. Deja noi le-am spălat de foarte multe ori, nu s-au scămoșat, nu s-au stricat, foarte, foarte bună calitate la ele. Asta este cu ceva prăjiturele. Eu am luat așa mai de băiețel, pisicuță și aici un pomișor. Un alt lucru pe care l-am mai comandat de pe site-ul PatPat a fost acest copac pe care îl poți lipi pe perete. Sunt foarte încântată de el. Se lipește foarte bine, are o calitate foarte bună. Aceste hăinuțe pe care le-am luat și pe unele pe care le-am testat deja, pot să spun că sunt extraordinar de bune. Sunt foarte mulțumită de ele. Țin să precizez că nu este o campanie plătită, pur și simplu am vrut să împărtășesc cu voi experiența mea legată de PatPat și de aceste produse chinezești, care își merită fiecare bănuț. Un lucru la care vă sfătuiesc să stați atente sau atenți, este faptul că atunci când faceți comanda pe site-ul lor, trebuie să fiți siguri că au produse la același preț și la finalul comenzii. Când ați încheiat de făcut comanda, asigurați-vă că prețul pe care l-ați văzut inițial, când ați ales și ați pus în coș, este același cu cel de la final, pentru că mie mi s-a întâmplat și asta se întâmplă pentru că ei îți oferă o promoție, iar dacă tu nu te încadrezi în timpul pe care ei ți l-au acordat acolo, promoția expiră și atunci îți repropun un alt preț, un preț de obicei mai ridicat. Să rămâneți sănătoși și veseli, vă mulțumim că sunteți alături de noi, nu uitați să zâmbiți și să vă bucurați de fiecare moment al vieții. V-am pupat! Pa!